Patru persoane cu vârstele cuprinse între 23 și 35 de ani originare din bălți suspectate pentru răspândirea drogurilor au fost reținute. Polițiștii au stabilit că indivizii creau magazine online pe rețeaua de socializare Telegram cu scopul de a comercializa substanțe narcotice în regiunea de nord a Moldovei. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că bănuiții activau din anul 2019. Pentru a evita contactul direct cu cumpărătorii, suspecții plasau drogurile în diverse ascunzișuri. În cadrul anchetei, oamenii legii au descins în casele și mașinile celor patru bănuiți în municipiul Bălți. Acolo, polițiștii au depistat și ridicat aproximativ 2 kg și jumătate de substanțe psihotrope, aproximativ 60 de grame de narcotice sub formă de sare, carduri bancare, telefoane de pe care erau administrate magazinele online, carnete cu înscrisuri a drogurilor realizate, dar și aproape 11.000 de lei obținuți din activitatea ilegală. Acum cei patru suspecți sunt arestați pe un termen de 30 de zile. Dacă vina le va fi dovedită, aceștia riscă detenție pe un termen de la 7 la 15 ani. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite.